Ne întâlnim și anul acesta la memorialul dedicat Holocaustului din România, aici în centrul capitalei, pentru a comemora victimile Holocaustului din țara noastră. Trebuie să spun și să repet că la 9 octombrie 1941 a început deportarea evreilor în Transnistria, un ținut al morții, al foametei, al groazei, al unor suferințe de nedescris. Mai sunt pe aici colo supraviețuitori ai Transnistriei. Numai ei pot să înțeleagă cu adevărat ce s-a întâmplat acolo. Noi, evreii, avem niște valori, așa cum în toată lumea se vorbește valori, de valori. Valorile iudaismului, o învățătură veche de demult, care își are originile la religiile care au apărut mai târziu. Aceste valori principale, după mine, care astăzi le punem în valoare, sunt memoria și recunoștința. De fapt, întâlnirile anuale de comemorare oficială, națională, a Holocaustului din România sunt un element al memoriei care nu poate fi uitat și nu poate fi neglijat niciodată. De aceea mulțumim autorităților române care au instituit, începând cu anul 2004, această zi națională de comemorare a Holocaustului. Nu este numai comemorarea făcută de evrei sau de romi. Este comemorarea care trebuie să fie în conștiința oricărui cetățean al României.